Orașul Onițcan de pe Nistru, actualmente în raionul Criuleni, este atestat documentar la 20 mai 1604. Un alt document apare abia la 10 august 1666, când satul este numit Onețcan și e scris din porunca domnului Moldovei Iliaș Alexandru Vodă, care a stâlpit hotarele acestor locuri. În secolul XVII, localitatea avea statut de târg, ceea ce însemna responsabilitățile sporite în fața domniei, în comparație cu satele de rând. Practicarea comerțului pe Nistru cu plutele și corăbile a atras aici negustorii de origine ebraică. Până la mijlocul secolului trecut, s-au păstrat segmente de cale ferată de pe malul Nistrului, până la drumul central din sat, dovada a transportării masive și intense a mărfurilor de la și spre Onițcan. Paralel cu transportul fluvial, era dezvoltat și transportul pe uscat. Onițcănenii erau punct de trecere de la Dubăsari spre Iași. La 1773, satul Onițcan era compus din 21 de ogrăzi, fiind menționate numele de familia Gore și Iacub. În anul 1779 a fost construită biserica din lemn, care a existat până pe la anul 1914, după spusele lui Vasile Brădișteanu, în vârstă de 91 de ani. Din 1862, onițcănenii dispun și de o stație de poștă cu un efect de 6 birjari și 18 cai, stația ce suplinea lipsa la acea vreme a căii ferate Chișinău-Tiraspol. Din 1892 funcționează actuala biserică din piatră, construită de către sătenii în răstimp de 4 ani cu ajutorul boierului Zagură.